În 2018 am făcut eu prima prezentare despre blockchain și educație deschisă la acest workshop de tradiție și pe slide-ul următor chiar am pus link-ul ca să vedeți deosebirea între ce era atunci referitor la blockchain în educație și inițiativele la noi și lucrurile frumoase pe care vi le voi prezenta în continuare. În urmă cu un an a fost ultimul eveniment face-to-face la care am participat înainte de această pandemie. Întrebam pe cei din sală, eram în anfiteatru la Biblioteca Politehnicii și i-am rugat să ridice mâna cei care cred că vor folosi tehnologia blockchain în interval de un an, de 2, 3, de 4, 5 sau chiar deloc. Și cei mai mulți au pus un interval foarte lung sau chiar deloc. Am vrut să pun un mentimeter, dar vedeți că din cauza acestor dificultăți tehnice nu vă mai solicit un răspuns acolo, dar vă rog să vă gândiți acum la ce răspuns ați da și să vedem la sfârșitul prezentării, să discutăm puțin și prin comentarii pe care să le puneți pe platformele de pe care urmăriți acest workshop. Deci, foarte rapid, o să vedem despre tehnologia blockchain, despre care sunt proiectele și inițiativele și strategiile la nivel european și să vedem din ce constă ecosistemul românesc de proiecte educaționale. Prima perioadă când partea de criptomonede a blockchain-ului a avut niște mișcări semnificative, toți am fost conectați cu această tehnologie care a apărut în 2008-2009, prima platformă fiind Bitcoin. Și trebuie să ne gândim la blockchain ca și la o bază de date care stă pe foarte multe calculatoare, pe noduri din întreaga lume, așa încât datele nu pot să fie modificate, nu se pierd și în care există tranzacții și schimburi directe între participanții la această tehnologie, fără să fie nevoie de ceea ce se numește o third party. Există avantaje acestei tehnologii care duc la aplicații în foarte, foarte multe domenii. Și această tehnologie este considerată ca fiind o tehnologie strategică, importantă în Europa. Foarte multe fonduri sunt alocate pentru proiecte din această zonă și aș vrea să vă prezint care sunt pilonii, care sunt stâlpii pe care se bazează proiectele de blockchain în Europa. Odată este observatorul și forumul de blockchain care a fost lansat la începutul lui martie 2018, care trasează politicile, care face rapoarte despre ce se întâmplă într-o colaborare cu experți din țările europene și mai recent din întreaga lume. În primii 2 ani au fost 60 de experți și vedeți că au fost două nume românești, dar experți care nu activează în România și la fel s-a întâmplat și la noua alegere de experți, când din nou nimeni din România nu a fost ales, dar sunt 3 doamne care sunt din Anglia sau din Statele Unite. Apoi este parteneriatul pentru blockchain, semnat foarte aproape de observator la 10 aprilie. 29 de țări fac parte, printre care și România. Reprezentanța în acest parteneriat a trecut de la un minister la altul în urma unui ordin guvernamental. ICI este organismul care se ocupă de a reprezenta România în acest parteneriat și doamna Carmen Cârnu este cea care ne reprezintă și participă la proiectele acestui parteneriat. O să vedem noi ce proiecte importante are. Parlamentul European a publicat o rezoluție tot în același an 2018, este un an important pentru blockchain în Europa și o să revenim asupra lui în ceea ce privește necesitatea de educație pentru blockchain. Și cel de-al treilea pilon este Asociația Internațională pentru Aplicații în Blockchain, INAVA, care are foarte multe activități, foarte multe grupuri de lucru. Recent a publicat un
raport, o să-l avem pe un slide, referitor la curricula pentru blockchain în cursurile pe această topică. Și cel mai important proiect al parteneriatului pentru blockchain este infrastructura de servicii pe blockchain, care este un proiect pornit în 2019. Țările care fac parte din acest parteneriat vin cu diferite propuneri. Până la momentul actual, 7 aplicații au fost implementate, printre care se numără notarizarea documentelor, validarea diplomelor. Lucrul acesta este foarte important și o să mă refer la el în cea mai mare parte a prezentării. Apoi, toți cetățenii europeni o să avem identități pe blockchain. De asemenea, finanțarea firmelor se va face în acest fel. Și este aici pe slide o schemă a acestei infrastructuri. Ei, recent a publicat Observatorul de Blockchain un raport referitor la maturitatea ecosistemului de blockchain în țările care fac parte din parteneriatul pentru blockchain. Și România, vedeți că se află în partea de jos, la începuturile parcursului în blockchain. I-am pus eu o săgeată acolo pentru că mult mai potrivit mi s-ar fi părut ca noi să fim alături de țări ca Austria, Italia, Portugalia sau Spania, pentru că, într-adevăr, avem multe inițiative și generale și educaționale, dar lipsa de informații a ceea ce se întâmplă la noi a făcut ca noi să fim situați la începuturile acestui drum și ca și inițiative și în partea de legislație. Ce au considerat cei care au creat acest raport referitor la ce se întâmplă în Europa ca fiind important? Și sunt niște lucruri de bun simț. Este necesar să existe posibilitatea de a crea diferite startup-uri și diferite inițiative legate de blockchain. Trebuie să existe un suport al țării, o strategie națională. Trebuie să existe un climat prietenos pentru inovare și, foarte important, trebuie să existe o forță de muncă ce să fie pregătită pentru a crea aplicații pe blockchain. Deci, educația pentru blockchain este importantă și, de altfel, specializările în acest domeniu se află în topul specializărilor cerute alături de alte tehnologii ale Revoluției Industriale 4.0. Vă spuneam de ceea ce a subliniat Parlamentul European în 2018, necesitatea ca universitățile europene să își croiască curricula, subiectele în cursuri, să se refere și la blockchain, de asemenea să se testeze și să se implementeze diplome și microcredite pe blockchain, așa încât revenim la această infrastructură care a fost creată, care are, am pus pe acest slide adresa unde puteți găsi informații despre acest cel mai important proiect european cu caracteristicile pe care le-am arătat pe acest slide. Și aici puteți să vedeți ceea ce se dorește în următorii ani ca și aplicații pe această infrastructură europeană din foarte multe domenii, vedeți, ale vieții economice și sociale. În prezent există această distribuție a nodurilor pentru această infrastructură și a marcat faptul că în proiectul de care spuneau și Diana și Radu, care va fi curând lansat ca și colaborare între UFIS-CDI și Politehnica, se va crea, se va instala primul nod al acestei infrastructuri în țara noastră. Ceea ce ne interesează în special din aplicațiile pe această infrastructură se referă la diplomele pe blockchain, deci se vor putea, se pot deja înregistra diplome pe blockchain și lucrul acesta vine în a sprijini mobilitatea studenților, în a putea studia la diferite universități europene, fără să existe necesitatea de a
face dovada prin documente clasice a studiilor urmate. De asemenea, vine în sprijinul angajării în diferite firme, pentru că dovedești prin diplomele și certificatele pe blockchain studiile urmate. De asemenea, poți să dovedești anumite cursuri pe care le-ai făcut individuale la diferite universități sau la diferiți furnizori de formare sau prin participarea la cursuri masive. Sunt diferite scenarii care sunt prezentate și pe site-ul acestei infrastructuri. Și toate acestea vin în sprijinul strategiei pentru educație digitală în Europa. Bineînțeles că prezentările anterioare, și Diana vorbea la un moment dat despre această strategie, vedeți acolo că strategia de date și de credențiale este unul din punctele acestei strategii. Și recent, în decembrie, s-a publicat și un document referitor la microcredite, deci posibilitatea de a se recunoaște pașii în parcursul personalizat academic prin recunoașterea prin microcredite a cursurilor urmate la diferite universități europene. Aici am marcat marea arie de aplicații ale blockchain-ului în educație. Deci odată avem necesitatea de a crea o forță de muncă specializată în blockchain și aceasta vine în sprijinul creării de aplicații în diferite domenii, dar și aplicații în educație. Și aici cele mai cunoscute sunt certificatele și diplomele, dar apoi și managementul proprietății intelectuale, monitorizarea fondurilor publice, posibilitatea de a plăti folosind tehnologia blockchain și toate acestea culminând cu îmbunătățirea scenariilor pedagogice. În ceea ce privește lucrurile din România referitoare la aplicațiile în blockchain și pregătirea forței de muncă, puteți să găsiți în raportul Romanian Blockchain Ecosystem pe care l-am scris împreună cu doi specialiști în formare în blockchain PMI, puteți găsi ceea ce se întâmplă în România la nivel global, general, dar și în educație. Și am extras din acest raport ceea ce se referă la educație și putem să afirmăm că România are un ecosistem dinamic prin numeroase programe educaționale, inițiative și propuneri de politici, iar în ultimele luni au apărut o serie de propuneri și proiecte legate de această infrastructură europeană. Și să vedem puțin aria acestor proiecte educaționale. În ceea ce privește cursurile și proiectele academice, există cursuri la câteva universități, cursuri în totalitate care se referă la blockchain. Primul l-am derulat eu, începând cu anul academic 2017-2018 la Universitatea Ioan Slavici, de programare pe diferite platforme de blockchain, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și la Cluj, la Babeș, Boioi. Începând cu acest an universitar, sunt de asemenea cursuri referitoare la programarea pe blockchain. Sunt o serie de module la nivel de master sau lucrări de licență, de masterat și de doctorat care se referă la acest domeniu. Și în urmă cu câteva luni, în decembrie, și vom finaliza în această lună, primul program post-universitar antreprenoriat în blockchain la Universitatea de Vest, unde vedeți că există un număr mare de lectori care au predat diferite aspecte legate de blockchain, vin din partea academică sau din partea de antreprenoriat. Îl avem cu noi pe Mihai Alisie, cel care este în grupul central de la Ethereum, este unul din creatorii acestei platforme cunoscute de blockchain. Îl avem pe Armand Domuța, unul din oamenii
de succes în afaceri, el lucrează în partea de energie, sau Leonardo Badea, care este viceguvernatorul Băncii Naționale. Și în croirea curriculumului acestui program ne-am orientat și după o serie de studii, recent vă spuneam că a apărut acest studiu de la INATPA, care este foarte bun pentru cei care doresc să își dezvolte cursuri în acest domeniu. Există o serie de grupuri de cercetare, cel mai consistent cu contribuții consistente, consider că este cel de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, la Timișoara, Centrul de e-learning și multimedia au proiecte în acest sens, la vest, unde s-a derulat programul postuniversitar, și la Universitatea Slavici avem un centru pentru educație deschisă și blockchain. Am uitat să scriu acolo blockchain. Ei, vorbind despre articolele de cercetare, România se află pe poziția 31 în ceea ce privește articolele indexate ISI, și cel care este cu cele mai multe citări, vedeți că provine de la centrul din Cluj. Trei universități din România fac parte dintr-un consorțiu cu 40 de universități foarte cunoscute din întreaga lume. Este vorba despre proiectul de cercetare pe blockchain Bloxberg, Universitatea de Vest, cea de apărare din București și Universitatea Ioan Slaviș din Timișoara. Și aș vrea să mă refer aici la două inițiative foarte interesante din preuniversitar legate de blockchain. Este vorba despre Ghidul Meserilor Viitorului, care a fost creat de INACO. De fapt, a treia ediție a fost publicată în 2020. Aici am scris capitolul legat de blockchain și un număr foarte mare de elevi au fost pregătiți, au fost informați referitor la tehnologiile și meseriile viitorului. 15.000 au luat parte la întâlniri face-to-face și, bineînțeles, în ultimul an online, fiind, bineînțeles, familiarizați și cu ceea ce înseamnă tehnologia blockchain și meseriile legate de această tehnologie. Iar în toamna anului trecut, tot prin această organizație INACO, 300 de elevi din București au primit diplome pe blockchain prin sistemul RoCERS, pe care eu l-am implementat în 2018 și Victor, fiul meu, i-a făcut un redesign anul trecut, fiind astfel niște diplome simbolice care îi aduc pe elevii de nota 10 de la examenul național și bacalaureat, alături de cei care primesc diplome pe blockchain, așa cum se întâmplă din 2016 la MIT sau Universitatea din Nicosia sau la Open University. Bineînțeles că în timp multe, multe alte universități din lume. Ceea ce vom face și noi, începând cu săptămânile următoare, prin proiectul Connecting Romania through Blockchain, proiectul de care am mai vorbit anterior, proiect prin care se va instala primul nod la sfârșitul acestui an, se vor crea cursuri, module de cursuri masive pe platforma Unicampus a Politehnicii, se vor organiza workshop-uri și training-uri în care participanții vor primi microcredite certificate pe această infrastructură europeană, pentru care se va dezvolta un sistem pentru ca toate diplomele universitare să fie stocate pe această infrastructură și, de asemenea, microcredite. Se vor pilota mobilități între universități aflate în țări diferite și, de asemenea, se va oferi suport pentru ca această infrastructură europeană să fie utilizată și pentru celelalte aplicații pe care le are de către administrație și instituțiile interesate din țară. Recent am discutat cu cei de la proiectul CRED, după cum știți, cel mai important proiect acum din preuniversitar, așa încât profesorii care sunt pregătiți prin acest proiect să participe la un curs masiv legat de blockchain în educație și cercetare și, de asemenea, certificatele finale să le primească pe această infrastructură europeană, 55.000 de
profesori ar fi în această situație. Deci putem să spunem că România se află, iată, într-un punct foarte bun. Suntem pionieri în a avea diplome și microcredite pe blockchain, lucru care s-a făcut și prin adăugarea acestor strategii în propunerea pentru strategii educaționale la acel proiect, cunoașteți, Smart Edu, care să sperăm că va continua și nu va rămâne doar în faza de propuneri. Acestea au fost lucrurile pe care am vrut să vi le prezint. Vă mulțumesc!